Bocșa este o comună în județul Sălaj. Are în componență satele Bocșa, Borla, Câmpia și Sălăjeni. Satele Bocșa, Borla și Sălăjeni au gări feroviare pe calea ferată Carei-Zalău și sunt traversate de drumul european E81. Cele patru sate sunt situate pe Valea Zalăului, în aval de comuna Hereclean și în amonte de comuna Sărmășag. Comuna se mai învecinează cu Chiejd și Șamșud la nord și Pericei la sud. Epoca modernă a istoriei românilor este înscrisă în conștiința locuitorilor comunei prin personalitatea marelui patriot revoluționar, cărturar, dascăl, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, Simion Bărnuțiu. Născut în Bocșa, el devenind ideologul și sufletul Revoluției Române de la 1848-1849. Simion Bărnuțiu a avut mari contribuții la dezvoltarea gândirii filozofice, politice și juridice din țările române. A creat cursuri pentru elevi și studenți, a tipărit lucrări de mare valoare, a căror principii mai sunt și astăzi de actualitate. Centrul cultural Simion Bărnuțiu este un monument istoric construit în perioada 1937-1938. Din 19 iulie 1985 ia naștere un mic muzeu al satului în aceeași clădire, numindu-se simplu Centrul Cultural Bocșa. Aici s-a dezvelit atunci bustul de bronz al lui Simion Bărnuțiu, lucrare a Gabrielei Manole Adoc, ce a fost așezat în fața centrului cultural.
Simeon Bărnuțiu a fost înmormântat în curtea bisericii de lemn din Bocșa, pe 3 iunie 1864, de către 30 de preoți, în frunte cu vicarul Silvaniei, Demetriu Coroianu. În 1948, rămășițele lui Bărnuțiu au fost mutate în interiorul mausoleului din Biserica Greco-Catolică din Bocșa. În parcul din centrul satului i s-a ridicat un bust, iar dezvelirea lui a avut loc în 24 septembrie 1967, în prezența a peste 15.000 de oameni. Omagierea anuală a lui Simeon Bărnuțiu a devenit tradiție pentru locuitorii satului Bocșa, înscriind-o astfel în circuitul punctelor turistice care atrag numeroși vizitatori, fie pentru un moment de admirație, de recunoștință și reculegere în fața bustului sau a osemintelor păstrate în cripta bisericii din localitate, fie pentru a vizita punctul muzeistic închinat patronului sufletesc. Lucrările pentru edificarea Bisericii Greco-Catolice au început în 1937, când biserica din lemn urma să fie dărâmată. În primăvara lui 1943, biserica din Bocșa a fost resfințită de episcopul dr. Iuliu Hosu. În satul Sălăjeni se află Parcul Eroilor. Acesta a fost amenajat la inițiativa primarului cu fonduri de la Ministerul Mediului în anii 2007-2008. Cimitirul eroilor români din cel de-al doilea război mondial este parte a acestui parc. Cimitirul a fost amenajat în 1944 lângă biserică, pe o suprafață de 144 de metri pătrați. În cadrul acestuia sunt înhumați 25 de militari români.
Localitatea Borla este atestată documentar din anul 1364, sub denumirea Borlo, probabil ca rezultat a faptului că populația de aici locuia la început în peșteri, Borlong în limba maghiară. Se află la început în proprietatea episcopului de Oradea, Viteis Janos, după care, în anii 1400-1500, trece în proprietatea familiilor Lasonții Banfi și Batori. Vinul de Borla este bine cunoscut chiar și în afara regiunii. Biserica reformată a localității a fost ridicată din piatră în perioada 1782-1784, în locul celei din lemn ce existase înainte. Înălțarea turnului se finalizează în 1835.